Bună și bine ne-am regăsit la podcastul Minunile din țara lui Alice. Invitata mea de astăzi nu are nevoie de prezentare, așa că o să trecem direct la subiect. Emilia Popescu, bine ai venit! Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai făcut bucuria de, de a fi prezentă astăzi bine te -am aici. Găsit. Bine te-am găsit! E o plăcere să fiu cu tine și așa sunt uluită de câte lucruri poți să faci deodată. Mulțumesc tare mult. Nu știu dacă e neapărat de bine. Asta avem tendința. Nu zilele... de bine. Nu de bine. Mulțumesc foarte mult. Aprecierea este, este desigur, reciprocă. Noi știm asta. Ne-am ne -am declarat dragostea. Și emoțiile, astăzi, sunt da. puțin mai mari. Povesteam puțin înainte da. de a începe că unde iubirea e mare și responsabilitatea și emoțiile sunt Acum, pe măsură. Nu știu, cu responsabilitatea să păstrăm, cum să zic, nu operăm pe creier. Nu. Acum. Oameni suntem. Oameni suntem. Cui o să-i placă de noi bine, cui nu ne pare rău. Da. Să insiste, să ne mai caute până <laughs> când. Dar da, unde iubire vrei să fie să fie armonia perfectă, da. să fie totul, da, da. să fie totul bine. Da. Frumoasă filozofie de cine cui îi place bine, cine nu să ne mai caute. Cum ai ajuns suntem în, în timp sau cu experiență? Dar n-am ajuns, mi-a venit da. acolo. <laughs> Deci... Nu, a fost o vreme când vreau să, pl adică nu, în subconștientul meu era că plac tuturor. Uh -huh. Știi? Și am fost uimită destul de târziu, nepermis de târziu, ca vârstă biologică. Să descoperim că Că nu îți place toată lumea. Am fost șocată. <laughs> Ne permis de târziu, dar lucrurile astea trebuie să le afli din timp. Când, când aud lucruri minunate. Mai ales în, me în meseria, meseria noastră, noastră Alice. Da. Adică cum să te placă toată lumea? N-are cum. Și ce faci, Emilia? Mergi mai departe. Oamenii mm -hmm. au de unde să aleagă. Întotdeauna când vei face ceva extraordinar, din punctul tău de vedere, că tu singur îți pui o ștachetă, se vor găsi niște oameni care să să nu cărora să nu le placă, să te și desfințeze, uh -huh. să te ridice în slav pentru lucruri pe care le faci mai ușor uh -huh. și să fii uimit. Uh -huh. Uh -huh. Și cum, cum, cum trecem cum mergem mai departe? Ai spus, mergi mai departe. Cum mergem? Mai cum departe. În care sunt resursele? Adică, întreb pentru că, nu știu, de obicei când am un invitat, dragii mei, aud lucruri care sunt pentru mine, așa da. cu, așa lucruri care nu sunt neapărat da. care și poate sunt pentru voi. Asta mă vizează direct. Cum mergem mai departe? Chiar de una zi descoper, am descoperit niște comentarii mai puțin uh, plăcute. Hate, așa. cum se zice în generație. Da. Am luat hate, așa. Uh, e drept că la început n-am vrut să reacționez, apoi uh, am stat pe gânduri. Îți vine, Îți vine, vine. să... Da, da. Te mănâncă. Da, da, da. Urlă-mă puțin. Nu trebuie n -ai să... N-ai cum. N -ai cum nu? Eu sunt și de la Costești, de lângă Pitești. <laughs> adică... <laughs> uh... E greu să nu răspunzi, e greu să fii imun la comentariile de pe net, dar e obligatoriu să nu răspunzi, cred eu, pentru că sunt tot felul de oameni ciudați. că Nu vreau să jignesc acum nu, nu. să le zic că sunt scelerați dar. și demenți și cu prea mult timp liber, <laughs> dar îi vezi din cum scriu că sunt. Că ceva le lipsește? Le mult. lipsește mult, da, nu numai o virgulă. Și um, pur și simplu trebuie să. Dacă e chestie de menire, mergi mai departe, orb. Numai, deci, numai pe cărarea ta. Nu te uiți stânga, nu te uiți dreapta. Așa am învățat-o pe uh, fata mea. Nu te uiți stânga, nu te uiți dreapta. Că la face și are mai mult succes, la face și vinde, la face, uh -huh, uh -huh. la e văzut, la nu e văzut, eu n-am nicio șansă. Tu mergi așa, oblu uh -huh, uh -huh. Nu cu ochelari de cal, dar da, să știi că la drumul tău, uh -huh. că tu poate nu-ți cunoști încă traseul, uh -huh. banda. Tu ții banda. Ți-i banda și... N-are ce să ți se întâmple. Din ce înțeleg, practic nu ne comparăm. Nu ne uităm în grădina celuilalt. Te Sau? poți uita dacă te ajută, e bine, dacă nu, nu. Dar trăim o eră a imposturii și atunci, sigur că fiind un om cinstit, cu calități, oamenilor cinstiți care au calități reale, dacă văd impostura că triumfă, e greu. Uh -huh. E foarte greu, uh -huh. pentru că te gândești cum să fac. E ceva ce te ține. Sindromul impostorului îl au numai oamenii care nu sunt impostori. Da, interesant. Nu m-am gândit din perspectiva Sigur asta. Sigur că da. Sigur că da. Bineînțeles. Omul cinstit are o strângere de inimă dacă n-a procedat foarte corect într-o anumită situație. Da ăla institui un mod de viață cum să aibă așa ceva și atunci te uiți în grădina celuilalt și zici pot să, ce pot să iau bun de acolo cum își face PR-ul uh -huh. încerc să fac un, trăim în epoca asta unde Sigur. dacă n-ai PR ești mort Sigur. am văzut în ultima perioadă iartă-mă că schimb da, puțin, da. de fapt nu e chiar o schimbare de subiect că ești mai activă și m-am bucurat să te văd nu pe prea sunt activ, activă nu cum Mai activă, adică te, te văd postând unde te vedem din uh, spectacole și e foarte bine. Mă bucur. Foarte puțin, da. foarte puțin, foarte puțin. Știu că ar trebui mai mult, dar în atâtea se poate. Dacă mi-aș angaja un om uh -huh. să facă lucrurile astea, nu să posteze, să posteze mult despre orice legat de persoana mea, s-ar putea să avem surprize mari. Uh -huh. Dar. Nu Ai am tot. angajat niciun. Tot e o chestie de PR și uh, oamenii reacționează, oamenii sunt influențați, nu mai, parcă nu mai judecă cu capul Sigur lor. Că da, da. Știi? Mă duc să văd un spectacol, știu că l-ai foarte bun. S-ar putea să nu-mi placă. Dar cum să recunosc? Da, da. Știi? Cum se numește? Disonanță cognitivă. E, au fost făcute niște studii că, cu niște oameni care stau în lift cu fața da? nu către ușă, ci cu spatele către ușă, intră unul la următorul etaj și vede pe toți că stau cu, cu spatele la ușă și se simte dintr-o dată ciudat că dorește să stă cu fața către ușă, cum de fapt ar fi normal da. ca să ieși da. cu fața, nu? da. Și începe ușor, 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 e filmat cu camere ascunse, începe ușor, ușor, ușor și se întoarce cu spatele către ușă. Aceasta este disonanță cognitivă, adică, practic, nu mai avem puterea și capacitatea să facem față suflului social. Adică, ce se, se întâmplă în da. Da. Uh, Și asta este una dintre condițiile necesare unui artist adevărat care se caută. Să facă față. La să așa facă ceva. față și să înțeleagă că a fi diferit nu este absolut uh, nimic în neregulă. Diferit acum este și un om normal. Uh, normalitatea se cuantifică altfel în zilele noastre. Da. A fi normal nu mai e ce era pe vremuri. Normalul cu care suntem noi două obișnuite este ceva extravagant acum. Uh -huh, uh -huh. Este Uh, un pic uh... exotic. Da. 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 Știi? Da. Și atunci, nu știi cum să te poziționezi ca tânăr. Eu știu cum să mă poziționez, dar un tânăr. Mm -hmm. Care e diferența? Experiența de viață, curajul dobândit în timp sau. Bine, neputința de a fi altfel, în primul rând. Lipsa de dorință de a fi altfel. Nu-mi doresc să fiu altfel. Și asumarea unui statut, mult sub statutul pe care ar trebui să-l ai în mod real. Sigur că da. da Ți-l asumi. Momente foarte grele în carieră au fost? Nu grele, de dezamăgitoare. De mm -hmm. Dezamăgitoare. Momentele grele în carieră nu sunt cele când faci meseria, sunt cele când aștepți și nu primești ceea ce meriți. Sigur că da. Ai da. aștepta mult? Da, da, am uh, mult. Poate nu chiar așa de mult ca alții. Hai să nu exagerez. Timpul nostru uh, e puțin altfel decât timpul pe care ți-l dă Dumnezeu, care e cel corect, știi? Sigur. Dar în meseria noastră anii contează foarte mult, treceri și trecerea lor mai ales, și simți că ai pierdut un tren, că... Da. Dar nu, nu chiar atât de mult. Nu chiar atât de mult. Dar nu se sfârșește. Asta mă. Asta e foarte frumos, da. Nu e frumos, e foarte obositor. Ai impresia că după o anumită vârstă lucrurile trebuie să vină ele către tine, tot timpul, fără să faci nimic și nu așa. Nu e așa. Uh -huh. Și ești tot timpul. ca la 20 de ani, într-o alertă, ce urmează, ce urmează, dar obosești un pic. Uh -huh. Ar trebui să urmeze, să știi că faci așa și așa. Nu poți să provoști chiar tot. Mai putem provoca și noi, mai ales că trăim într-o epocă unde uh -huh. nu mai așteptăm să fim, să vină proiectele la noi, uh -huh. dar totuși așteptăm, pentru că nu se întâmplă tot timpul să certu și să ți, se of să ți se răspundă pe loc afirmativ. Deci, practic, în meseria noastră de actor nu ai nicio șansă să fii în poziție de victimă, să stai mi, -mi, -mi să zici nu mi-a dat. Adică ai, adică ai șanse, ai nicio dar nu șansă. se întâmplă nimic. Dacă uh, da, sunt foarte mulți care... Rămân acolo, și. Rămân acolo, da. Și uneori când ai senzația că nu ți se întâmplă ceea ce meriți, ești, te victimizezi fără discuție. Uh -huh, uh -huh. Te e victimizezi. Da. Avem nevoie și noi de atenție, <laughs> <laughs> măcar puțin așa. <laughs> nu știu dacă primim atenție, dar te simți, știi? Uh -huh. E un tip de e, e, nedreptatea se simte diferit uh -huh. la, în funcție de vârstă. Dar ea nu dispare niciodată și e ceva ce eu în tinerețe credeam că -o să nu o să, mai am parte sau o să zic, bă, după când 45, ajung eu acolo. Doamne, o să fiu în sfârșit liberă. Și vedeam în jur oamenii de vârsta pe care o am eu acum că sunt neobosiți în a face rău. <laughs> 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 în a face rău. Oamenii care fac rău. Când, când ai o energie rea, este și mult mai. Ești mai obosit, tragi mai greu, te obosește. Uh -huh. A fi bun e ceva simplu, ușor și trăiești mai ușor dacă uh -huh. ești bun. Uh -huh. Oamenii răi au au niște saci pe umeri uh -huh. de de în permanență. De încrâncenarea și răutatea. Și se răutatea. vede și fizic, fizic pe față se La vede unii mult. nu se vede, sinceră să fiu, dar la unii se vede și scena nu iartă. După 40 de ani, părerea mea este că oamenii ar, ar, artiștii unii mari poate fără caracter, fără inimă, îi vezi. Poate nu poți să poate nu poți să spui cu exact, exactitate tu ca spectator. Ce simți? Dar, Dar îi, îi, da, uh -huh. îi, îi, uh, îi radiografez corect. Și atunci îmi aduc aminte de tine în interviul doamnei Eugenia Vodă, cred oh. că făcut pe foarte frumos, foarte reușit. Făcut în, probabil în perioada când lucrai la Marlen Dietrich, nu? A, și spuneai, a, parafrazez, nu mai știu exact cum ai spus, că ai dorința, ambiția să demonstrezi în timp că această meserie se poate face cu bunătate. Au trecut ceva ani de atunci. 20 și... ai demonstrat? A, da, poate. da, 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 da. De Zilnic demonstrez, da. În sensul că îi văd pe, văd, îmi văd colegii mai tineri, da. în special colegele mai tinere, care se miră că te porți frumos cu ei. Da, așa este. E groaznic. Adică o stare, revenim la normalitatea da. valorilor noastre, știi? Da. Eu am fost o, o răsfățată, am fost primită foarte frumos în teatru, uh -huh. în teatru Bulandra, am fost ocrotită, am fost protejată și contează enorm la început. Da, fiindcă ca te gândești la să meserie. Te, absolut. Nu aș putea să mă port altfel, adică nu este o, o cum să spun, o strategie. Pur și uh -huh. simplu mă port frumos cu toată lumea. Uh -huh. Tinerii foarte buni trebuie ajutați. Totdeauna avem impresia că trebuie ajutați oamenii mai puțin uh, norocoși, mai puțin. Uh, uh -huh. uh, da, o ropsiți soarte sau ce credem noi, a fi așa. În artă trebuie ajutați oamenii Bun. valoroși. Trebuie ajutați să li se vadă valoarea, să se să, să poată exprima. Da. Uh, ei trebuie ajutați. Și cu orice, cu o vorbă bună, cu un fel de protecție, cu o vorbă bună după. Adică este foarte, foarte important. Și cred în continuare că meseria se face așa, doar că e un termen atât de folosit. Și cunosc atâta lume care nu se poartă frumos, dar spune același lucru da, pe care îl spun și eu încă nu mai vreau da, să-l repet. Da, da. Știi, din păcate... Da, un soi de spiritualitate la modă, că am început să fiu foarte da, atentă la... Da, e la, la modă. Că tu faci... dai în stânga și în dreapta, dar dacă e la modă și să nu spui... nu ești congruent cu ceea ce nu, spui. Nu, Și până la urmă, Emilia, și asta se vede la un moment dat. Știu eu. În fața celui care contează, se vede. Uh, poate, am mai puține certitudini decât la 20 de ani, am mai puțină. Vehemență. Uh... Vehemență. Uh -huh. Dar am același tip de. am aceeași credință și știu că dacă trebuie să se întâmple, se întâmplă. Dacă știu că trebuie să pun umărul ca să se întâmple, uneori nu știu unde să pun umărul. Da. Nu știu cum să procedez. Nu suntem o generație care e învățată să ceară. Uh -huh. Nu suntem. Generația tânără știe? Da. Știe. Și e mai puțin. Uh, uh, adică știe să ceară și. Uh, uh, e mai dispusă să lovească ca să obțină ce. A lovi înseamnă a defrișa pe unde jungla. treci. Da. da, mm -hmm. Mm -hmm. da suntem feroce. Și nu întotdeauna e bine. Nu. Nu. Nu au rezultate întotdeauna cei care fac asta. Dar pot să înțeleg, vizibilitatea lor e mai mică. A fi vedetă de Facebook se dovedește, iată, că e bine, că poți să Facebook a înlocuit televiziunea. Da, 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 așa da. cum noi deveneam cunoscuți prin televiziune și filme. Uh -huh. Nu ești cunoscut la noi prin filmele pe care le faci, filmele românești. Uh -huh. uh, și. Uh, te trezești dacă omul respectiv e vedetă pe Facebook și vine lumea după el și așa mai departe. Uh -huh. uh, sunt și unii care au reale calități și. Își merită statutul de vedetă, dar. Am meditat, am meditat la acest concept. Este foarte dificil, este atât de mult în jur, încât îți vine să nu mai scoți capul, capul. din carapace. Da? Dar știi cum a luat naștere, că mă întrebai puțin înainte cum, cum s-a născut acest proiect? Da, cum? Cred, cred în vizibilitate de calitate. Cred în, în lucruri care da. nu putem să luptăm, adică să. Krishna Murti spune, să te adaptezi la o societate bolnavă nu e semn de sănătate. Pe de altă parte, nici nu poți să fii continuu împotriva, contra, da. cu, contra, că înseamnă că și acolo e o oarecare problemă, da. nu? Cel puțin în lista mea de valori. Deci flexibilitatea e o valoare. Și atunci, cred că putem, Emilia, și tu faci asta foarte bine, așa cum ești, cu calitatea, calitate umană și așa, să fii vizibil și să fi. da, deci să fim văzuți cu, cu părțile noastre bune. Trebuie indiferent. să nu ne dorim să fim văzuți de atâta lume. Cred că la noi, cred că în momentul de față, în epoca de acum, uh -huh. uh, contează foarte mult numărul. Să fi văzut și cu trebuie... orice preț. Cu orice preț da. și de, de plan, toată planeta da. Să spui mulțumesc De un segment de oameni exact. E de fapt diferența între teatru și stadion Te văd 300 de oameni Mă rog, dacă joci la Sala Marea Națională Lui te, te văd 900 Atâtea, Atâția te văd Da Și să fii absolut împăcat absolut. cu asta Absolut Da, sigur, foarte frumoasă perspectivă, într-adevăr ai spus uh, film uh, românesc și vreau să zic că mi-a plăcut foarte mult uh, colaborarea cu Emanuel Pârvu în uh, Micado. Da. 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 A cum fost cum un... a fost? Cum să Da, a fost acolo. o experiență cu Rozeava, mai ales după atâta timp. Uh, Emanuel lucrează extrem de... Uh, Sincer, migălos. Foarte migălos. Uh, și mi-a prins foarte bine, am reînvățat să joc uh, pentru film. Uh -huh. Am uh, m-am străduit uh, pentru mijloacele de expresie de film să fie minimale. Uh -huh. Pentru mine e mai dificil că am o agitație Explici, și o precipitate. Da? extraordinară. Da. Și a fost o experiență oh. extraordinară. Și mă bucur că acum iată noul lui film e nominalizat la, la Cannes. Can. Felicitări, mi se Emanuel. pare extraordinar. extraordinar. Da, da. Și Emanuel este un om pe care îl apreciez foarte mult tocmai pentru curajul de a ieși din televiziune și de a se duce ce către ceva de calitate în care crede și să facă. Crede, nu face, da, că și în lumea filmului merge tot în niște zone profunde, adică nu se abate de la ce crede el către trebuie să însemne film, regizor de film și ce vrea el să arate până la urmă. Nu se lasă Dus de cei la modă. Da, nu, Da. Nu, Moda nu, nu. e peste tot, și în cinema, și peste tot. Sigur, sigur, curent. Da. Asta, și asta ne-a apropiat. Asta da. înseamnă autenticitate. Da. Da, asta, autenticitate, da. Să fii congruent cu lista ta de valori. Care sunt valorile cele mai importante? Trei. Ale Emiliei Popescu. Credința și iubirea. Mm -hmm. Și încă una. Orice le implică pe cele două. Minunat. Dacă credință e credință și, și e iubire, n-am cum să nu mă gândesc la Dumnezeu. Unde e Dumnezeu în Universul tău? Dumnezeu, unde e? E aici. Aici. Lângă tine. Da, e tot timpul. Ce frumos. În spate. Când nu mi ies lucrurile, parcă, da, așa din cap. Nu e vina lui. Face și el ce poate, dar când ne punem noi mai. Uh... Mai puternic când suntem mai deștepți decât uh, ce ne spune el sau de, că și instinctul tot asta e ce spune Dumnezeu sigur, sigur. și când nu ți asculți instinctul o pățești, o pățești. Te mai, îți mai da așa câte un bob de te mai salvează dar trebuie să-ți înveți lecțiile da, sigur că da. Și da, se spune că rugăciunea este felul în care noi vorbim lui Dumnezeu și instinctul, dacă îmi permiți, intuiția, să zic intuiția, așa. este felul în care El ne răspunde. Exact. Da. Și avem așa, câteodată, în prim, mai ales în prima parte, că văd că și la mine, cu cât trece timpul, cu atât parcă am puțin mai multă încredere în ceea ce aud, să fac ce aud. Uh, uh, da, și primul. eu am, dar îmi pare rău că n-am făcut anumite lucruri mai mai atunci când a trebuit da, să le ascult. Uh -huh. Există un timp pentru toate? Da. Există un timp pentru toate. Timpul nostru e diferit față de timpul dat de Dumnezeu, asta știu. Uh -huh. Dar și orice am face, dacă noi vrem mai repede să se întâmple ceva. Forțăm! Forțăm! Dumnezeu știe când îți dă. Îți dă dacă vede că nu te-ai abătut de la cale. Ai răbdare și fă ce trebuie să faci, pentru că smerenia este un, este o calitate care a început să dispară și ca și cuvânt din vocabular și ca și comportament ori în arta, arta fără smerenie, nu se poate, că n-am inventat noi nimic. Absolut. Suntem Absolut niște canale nimic. de comunicare. Suntem și noi și dacă ne-a dat Dumnezeu un pic să putem desena, să putem rosti, să putem cânta, fi smerit, nu fi cu și o chestie care e pe cale de dispariție, și smerenia poți să pui și smerenia la Așa, să Credință, adaug. Iubire, iubire și, și smerenie. smerenie, da. Toate cu limită, credința e fără limită, iubirea e necondiționată numai față de copii, dar iubirea ca și sentiment al generozității. Da. Poți iubi umanitatea, nu trebuie să iubești fiecare om în parte, că nu se poate. Da, da, da. Dar. Să-ți dorești să fii prieten fi, și să fie bine. Să fie bine. Da. E foarte dificil să-ți rămâi să rămâie, uh, în armonie cu tine însuți dacă trăiești într-o, uh, uh, cum să spun, în, într-o societate sau ești înconjurat de oameni ciudați, modificați, uh, degradați. Mm -hmm. Da. Dar cumva, cumva îi cauți pe ceilalți. Da. Și Ceea ce fac eu acum, încerc să mă îndrept către cei mai tineri ca mine, ca să am o. ancoră. ancoră da. Mm -hmm. Și am colegi tineri și mă bucur de ele, de ei, de ele mai mult că sunt fete. Și. Da. Uh și mă bucur. Slăbiciunea asta ta pentru copii fete, pentru fete vine da. în primul rând prin Maria. Da, da, Maria, ce mai face Maria? Maria Fetine face foarte bine și vede așa de drum, de drum. cum da. am învățat-o și și are rezultate frumoase foarte bine. Are rezultate frumoase o să facă un costumele la un spectacol la Teatru din Târgu Jiu, foarte frumos spectacol, e un proiect deocamdată, sper să, să fie bine Filumena Marturano cu Marius Bodochi uh -huh, și okay. Carmen Tănase și uh, între timp își face colecția de haine, acum cu online-ul ăsta e mai simplu decât acum. 5 ani, 7 Când ani Când trebuia să convingi omul să iasă din casă Și să meargă da. în magazin Își vede de drum, de, face o carte o să apară, Nu știu să spun mai multe știu ne spune că, ea. Poate vine și ea Poate la vine -a. și ea da. și Mă bucur enorm că a făcut ilustrație de carte Pentru că poate să facă foarte multe lucruri poate. Cu ce știe știi? Da. Și începe încep lucrurile să se așeze Tot așa răbdare Prietenul nostru comun, Dumnezeu să-l odihnească Ghiurii, spunea că trăim vremuri în care nu ai de să dezvolți doar un singur dar al tău, ci pe toate pe care le ai. Să cauți, să le faci și să le. Uite, pui tu în lume. faci asta. Eu nu știu dacă eu nu cred că am făcut asta și îmi pare rău, dar nu am știut cum să fac. Ce alte daruri are Emilia Popescu? Uite, pot să scriu, de exemplu. Ce frumos! Da. Aș vrea să te citești. Scrie atâta lume că m-am retras. Am vrut să fac recital de poezie. A făcut atâta lume că m-am retras. Vezi, nu mi-am respectat ceea ce povățuiesc pe alții. Mm -hmm. Se mai întâmplă. Da. Da. Poate acum, când nu mai e nimic de pierdut și nu-s prea pasă, să pot să merg un pic către, mai mult către... Să le ridic la suprafață darurile astea. Da, da, da. Eu aș citi, aș citi și aș vrea să o văd pe Emilia și cântând. Da. Dar te-am mai, te mai văzut dea asta, mai de asta. Am mai făcut eu... prin spectacole, da. dar nu, cât ar fi trebuit, dar nu mi-am dorit să cânt. Mi-am mi -am dorit să fiu o actriță care cântă foarte bine uh -huh. și. Și aici am făcut prea puțin, da. Uh -huh. N-am avut curaj. Nu am. Uh... N-am avut curaj Da De acum, de astăzi Da <laughs> De astăzi Ai spus că ai fost răsfățată la început de drum da. Și una dintre întrebările la care m-am gândit Și mă gândesc când am așa un om frumos ca tine aici Este cine au fost oamenii din viața acelui om? Domnul Ion Besoiu care era și director pe vremea Când am terminat și Moțu Pitiș în primul rând Da care m-a luat și am colaborat din anul 4 de facultate, și am intrat, așa, ambulandra, fără concurs, uh -huh. cu spectacolul cu grădinarului, grădinarului, da. Toți au fost la început. Domnul Rebengiuc m-a văzut în anul 2 la facultate și m-a recomandat domnului Steregulea pentru Moromeții. Da. Și da. am filmat în Moromeții la 19 ani. Am fost extrem de. Norocoasă, un început norocos, puternic uh, pff, care a mers după aia cu toată generația mea făcând spectacole cu Ducu Daria, adică au fost 10 ani absolut uh, fantastici. Fantastici care au pus bazele solide unei unei cariere până la urmă, da. Da, da. După aia a venit mai jos, că așa e o să ajungem și acolo, cred că e important să punctăm perioada când uh, și o să explic de ce, dar uh, cred și nu cred în noroc Studi și cunoscându-te bine și uh, studiind ce s-a întâmplat îmi uh, aduc aminte ce povesteai despre energia din, de, pe care o aveai dinainte de a merge la facultate cât, nu, nu, ș, nu 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 concepeai să fie un nu, să fie Cred că acea energie ne formează, norocul, știi, do dorința aia eu. puternică da. și e sigur că uh, nu poți compara perioada aceea cu perioada asta în care suntem atât de mulți, suntem atât de mulți, dragi de noi. Uh, am mai spus, dar o spun cu mare drag, de fiecare dată, domnul Radu Gabriel, la ultimul curs da. de la, de la Master, ne strânge <laughs> din 60, în primul ciclu, rămăsesem 30 și tot era mult. Tot mult. Domnul Boc considerase că nu trebuie să se mai angajeze în teatru, drept mare, nu era niciun post liber. Vine și zice, dragii mei, voi sunteți toți foarte buni. Asta e mare, 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 vostru dezavantaj. Că sunteți toți foarte buni, trebuie să mai faceți și altceva. Foarte greu. Da, da, Foarte greu. Asta să zicem că a fost. Niște timpuri curunte, nu știu. Da, așa este, da. Voi ați avut o perioadă în care încă era foarte. se angajase, erau locuri, erau posturi, dar energia ta, cred că ți-a format drumul dorința asta, iubirea asta de teatru. da, da, dorința asta și încred... pe vremea avea mai multă încredere în mine decât după aia uh -huh, uh -huh. de fapt era o o, o o încredere că este imposibil să nu fiu luată uh -huh. nu era tipul de energie care deschide ușa cu piciorul și zice iată mă, uh -huh. nu Știam că este imposibil să nu fiu remarcată și, <cute> și cumpărată. Exact. Că despre asta e vorba. Dar nu era tipul, bă, eu am să fac orice pac, am venit pe mine, de mine ai nevoie, niciodată. Nu, nu. Nu, nu, nu auganță, nu superioritate ai Se să câștigă mult și așa, dar nu ți s-a potrivit. Și, nu mi s-a potrivit, da. Da, da. Nu mi s-a potrivit. Și ce bine, ce bine. Știu și eu. Uneori e bine să faci așa. Te să te surprize să uh, obții, dar mie mi-e foarte frică de nu de eșec, de a fi dezamăgită de, de un răspuns negativ din partea unor oameni care obligatoriu ar trebui să mi răspundă cu da sau să mi uh -huh. obligatoriu. Dar gândul că, nu știu, cu că mi-ar spune a nu se poate și eu știu că se poate. Uh -huh. Atunci prefer să nu cer. Uh -huh. Că mă doare mai mult decât să zic, Bă, -am, nici n-am încercat. Uh -huh. Știi? Da, da. Revenind la perioada aceea, uh, pentru că poate sunt colegi actori, tineri, care au o perioadă în care nu joacă. Eu nu joc de ceva vreme și vorbind ieri cu um, o altă invitată, m-a întrebat tu de când. Pe uite, de când nu mai e. Ghiuri uh, da. n-am mai jucat și mi-am dat seama că a fost ca o perioadă de doliu, așa. Da. Uh, în care. Ce a făcut Emilia Popescu în perioada în care n-a jucat? Când ai spus că n-au venit, n-au mai venit proiectele, nu... Uh, n-au mai venit, nu și pot Și ce să spun... face un actor în perioada la Dar acelea? nu pot să spun că nu era nimic. Deloc, deloc, da. Știi? Adică că am stat și am primit salariul lunar și nu făceam nimic. Slavă Domnului, nu a fost așa. Nu primeam cât mi-aș fi dorit. Păi norocul meu a fost că aveam copil de crescut ah, și atunci a... Da. Pentru hai. mine... Și dacă eram complet uh, acasă, nu. Uh, nu mi-am dorit. Mi-am dorit să stau cu ea. Da, da. A trecut pe locul 2. Da. Și multe, multe lucruri. Adică. Ca mes meseria a trecut pe locul 2, fără discuție. Nu mi-a părut rău de nimic din ce am pierdut. Uh -huh, uh -huh. Dacă, aș, dacă a fost ceva de pierdut, poate au fost unul sau două sau niște turnee sau ceva, dar nu mi-a părut rău pentru că am vrut să stau cu ea uh -huh. până la 18 ani. <laughs> adică nu se sfârșește până la 3 ani. Nu. 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 Și nu mi-a părut rău. Nu, dar n-a fost niciodată o pauză mare. A adică n-a fost ceva un gol. Nu. Ei, când e golul ăla. Nu știu. Că și sfaturile astea sterpe, sterile, fără să te pui în pielea cuiva, mi se par indecente. Uh -huh. Trebuie să ai răbdare. Uh -huh. Și pe tine te roade, faci. Pulcher. ulcer Da. Da. Deci, nu. Sunt niște lecții pe care le trăiești, le, înve le înveți Nu-ți folosește la nimic să le înveți că te doare. Uh... Uite, tu ai găsit un culoar, sigur, Ai făcut școala, ai făcut. Nu toată lumea poate să facă. Mi-a luat mult timp să-mi dau seama de asta. Eu am crezut că toată lumea poate să facă. Da? Da. De curând mi-am dat seama că nu. Deși aproape toată lumea face. <laughs> da. <laughs> Adevărată nuanță. Dezvoltarea da. personală e la modă. Da. Cei mai puțin dezvoltați personal predau asta. E și aici un adevăr: că dăruind vei dobândi. Adică, eu, cânt, eu nu e... cred că știu ei zi, sintagma zi, zi, asta, zi, da. sigur. Da. Vorbind vorbim, iarăși de impostură, Sunt foarte, uh... care se merge foarte bine, se Sunt... câștigă bine. Da, da. Foarte bine. Da da, sunt n-am de gând să mă las nu trebuie să te lași, nu ești la impostori și sunt foarte bucuroasă că fac cu mult înainte de a fi la modă lucrurile astea da, da, e adevărat da. e adevărat că le faci cu mult înainte de a fi la modă acum este și urât pentru că este atât de mult e atât de invadată piața da, că nu mai știi cum să faci da. să se vadă când de, da, când de fapt lucrurile sunt atât de simple Faceți-vă, oameni buni, o bază culturală solidă cu șapte cărți importante de pe lumea asta uh -huh. pe care dacă le citești uh -huh. nu te mai poate păcăli nimeni. Uh -huh. Uh -huh. Da, da. Lipsa educației, lipsa educației corecte, lipsa educației în cultură, în artă. Nu toată lumea știe și poate să facă asta și atunci oamenii sunt... Debusolați de mici. Părinții uh -huh. sunt debusolați și și cresc așa. Așa este, da. da. Și cred, Emilia, că este, de fapt, un sistem de ceva care e peste tot pe planetă este. Da. da. Nu e. Uh, și în România, bă, așa cred eu, că vine din felul în care facem educație în ultimii uh -huh. ani, ultimii așa zeci e. de ani. Dacă ai lovit acolo, omul este mult mai ușor de condus către ceea ce vrei tu. Da. Nu e chiar. Nu e roz. Nu e roz, nu, nu. nu. Deloc. Nu. Dar ce poate? Ce putem noi face ca să fie mai bine? La nivel individual, cred. Totul e la da. nivel individual. Salvarea da. este individuală. Problema este că, nu știu, să dăm un exemplu. O să am un nepot și o să vrei să-l crești copilul meu e crescut de mine. E ca mine, are aceleași valori. Cum faci să-l crești fără să-l însingurezi, fără să-l faci să fie un ciudat? Exact. Pentru că noi deja suntem ciudați. Da, nu? da. Da, Da. Cu toate astea strângem ceva oameni în jurul nostru. Da, fiindcă acel adevăr și autenticitatea despre care vorbeam, poate că nu-ți dai seama ce te atrage, dar te atrage ceva acolo. Bun. Dar un copil care se naște acum... Cum alege? Da. Asta este o întrebare. Și, în continuare, pentru asta, că nu s-ar mai face copii, și așa se fac mai puțini. Singurul lucru este, Dumnezeu, zic. Ceva, Doamne, o să faci cu noi. Ceva o să faci cu ei. Da, încredere. Și aici suntem un pic. Ne păcălim, că îți vorbesc despre credință, dar uneori zic domne, e imposibil. Nu ai cum să treci peste asta. <gânt> da. Și vezi firea. că încrederea e mai mică. Dar suntem oameni, firea suntem. Firea umană, firea umană. Absolut. Știi cum m-am liniștit cu asta, că și eu aveam mustrări de conștiință, doamne poate nu cred, poate ar trebui să cred mai să mi-am dat seama că Petru, cât Pe Petru, era din punct de vedere spiritual, un, un om foarte puternic. Și av avansat. -a, și avansat. S-a lepădat și s-a îndoit. Toma nici el nu era de dat la o parte. Și el la fel. Și mai e un verset din Biblie care spune din Evanghelie: de a-ți avea credință cât un bob de muștar, bob de muștar, cel mai, cel mai mic bob din lume. A spune munților acestora să se mute mare și așa se va face. Și noi nu am mutat niciun munte. Drept urmare, și credința noastră nu poate să fie cât un bob de muștar. Nu mare. avem. Da. Și cred că frumusețea vine din acceptarea acestei condiții acestei... Da? Condiții atât de precare, da? Da, pentru că în momentul în care accepti unde ești îl lași pe el să lucreze și se vede mărăția lui mai mare. Nu știu, poate. Poate. Suntem uh, acoperiți de un anumit tip de vanitate uh -huh. fără să putem... Noi nu o numim vanitate, tot din vanitate că nu vrem Dar, să fim <laughs> Nu vrem, nu, nu. Da, e un fel de. Da. Dar trebuie să ne lăsăm în mâna lui pentru că chiar clar nu mai avem soluții. Mm -hmm. Da. După părerea mea nu sunt soluții. Mm -hmm. Fă ce știi tu doamne, lucrează. Nu, no, ce frumos! Da, da, da. Și e un exercițiu de. e un exercițiu, eu da. îl fac. Și Concret. nici nu aștept, nu știu, răspunsul îl văd la un moment dat, zic că asta a fost pentru. Aha. Aha. Te înțeleg atât de bine câteodată vine Deci o răspunsul. atenție și o... Fă, Doamne, ce știi cu copilul ăsta? Eu am făcut așa la mintea și se întâmplă lucruri, știi? Da. da. Pentru că Dumnezeu lucrează mai ales cu cei care nu cred în El. Da. Sau care nu-și pun problema dacă cred sau nu. Așa este. Știi? Așa este, da. Și atunci. Nu avem tot timpul răspunsuri, suferința trebuie asumată. Ca parte din. E experiența foarte greu. Umană. Da, e foarte da. greu. Dar există întotdeauna o lumină și în suferință, pentru că atunci când suferi, ești viu. Și bucuria de a fi viu, și recunoștința că suntem vii, chiar și în suferință, este nemărginită. Așa este. Atât de multe lucruri aș mai vrea să povestim. Poate vei vrea o ediție următoare. Cine știe, dacă, trebuie să da, lăsăm pe următorul. Să lăsăm, da. Um, unde te vedem în următoarea perioadă? În următoarea perioadă la Teatru Național, în Preșu, Opera de Trei Parale, Adio, Domnule Hafman, uh -huh. la Teatru de Comedie, la Pulce, uh -huh. Nepotul meu Veniamin. Uh -huh. Așa, și la TV este o colab... nu? Ai, mai în a, și în seri seri da. serial am da. uitat, am uitat, și pe Antena 1 în serialul Camera 609 ăla să mă îmi place, da, mai durează un pic Da. Uh, difuzarea, da, unde am văzut așa o secvență <gâng> foarte haioasă da, sunt o mamă nebună de băiat <gâng> da, uite, vezi contra adică... Da, contra da, da, da îmi place da, asta, îți place da, 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 păi ce tot adică, na, e bine mai facem și... Mai facem și... Nuanțe. Da. Sigur că da. Și uh, nu o să scapi întrebarea mea. Am o întrebare așa ca un fir roșu în toate da? întâlnirile mele. Ai acolo pe Emilia la șapte ani. Șapte? Șapte ani are. Așa. Ce îi spui astăzi? Bravo, mamă! Bravo! <laughs> excelent, excelent! Mulțumesc <laughs> foarte mult, Emilia, pentru această și întâlnire de suflet. Alice. Minune, Alice! Um, Minunea, Emilia, căci iată, minunile din țara lui Alice tu. Astăzi, aici acum. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit până aici și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Nu uitați un om care se vinde că vindecă indirect comunitatea din care face parte. Pe curând!